Vreau să vă arăt că am terminat și leagănul acela cu flori. Și așa arată. Iar acestea sunt căștile. Și mi-am adus și lucrarea aceasta cu Red Passaway de la școală și o să o duc și pe aceasta în turnul sfatului. Am aici ramele, pe acestea le-am luat de la JISC cu 60 de lei, a fost reducere de la, cred că vreo 120 de lei, cam așa. Și sunt cu plexiglas, ceea ce este foarte ok. Pentru că cele cu geam de sticlă se sparg foarte ușor. Așa că o să le înrămesc pe acestea și o să merg să le pun în turnul sfatului. Acestea vor fi ultimele lucrări pe care le voi pune în turn, pentru că voi strânge expoziția pe 28 iunie, așa că am lucrat destul de mult la această expoziție. Mă bucur că am terminat-o în sfârșit. Colțarele acestea care sunt la capetele ramelor, eu le păstrez. Ele sunt din carton, dar atunci când sunt rame numai din plexiglas sau sticlă, acestea sunt foarte bune pentru că protejează colțurile ramelor mai sensibile, așa că eu le păstrez. Salutare! Într-o nouă zi de daily vlog, s-au întâmplat destul de multe chestii. După cum ați văzut, am fost pe la turnul sfatului și am mai adăugat cele trei lucrări pe care le făcusem și cu care eram datoare pentru expoziția aceea Visual ASMR. Expoziția va fi până în 30 iunie, apoi o voi lua jos. Va veni altcineva acolo în, la etajul 2 și o voi repune de la 1 august până la 15 septembrie. Am prelungit, adică am repus-o în perioada aceea, deci va mai fi timp să o vedeți dacă nu ați reușit să ajungeți în Sibiu în turnul sfatului. Dar, în altă ordine de idei, în sfârșit, a venit și mi-a luat măsuri pentru dulapul acela în cameră, așa că
Sper că am în 2-3 săptămâni să fie gata și să îmi mut din lucruri acolo. În sfârșit, sper să se mai elibereze, că nu mai suport. Deja am prea multe. Am cumpărat la un moment dat pentru geamul acesta din atelier această chestie pentru pus la geam împotriva insectelor. Nu știu dacă ați luat așa ceva și nu știu dacă funcționează. Are un lipiș destul de ciudat așa. Eu ce am mai pus pe aici n-a rezistat din cauza căldurii. Așa că sunt curioasă dacă rezistă chestia asta prinsă pe geam, dacă nu. Nu știu cu ce o să o prind eu. Că mi-ar trebui o plasă așa de insecte ca să pot să țin geamul deschis. În Sibiu este o invazie de insecte din acelea de tigru platanului și nu mai știu ce fel de chestii și e dezastru. Apoi nu știu ce să zic dacă va ține chestia asta. Aici arată o metodă de prindere. Nici nu știu cât am dat pe asta. Cred că am luat-o de la Meridian. Nu, de la Mandarin. Nici nu mai știu de unde le-am luat, dar în fine. O să încerc să o pun acum. Să vedem ce și cum, dar o să vă arăt. În locul acelor cutii pe care le aveam cu ustensile pentru pictura în ulei, am cumpărat aceste cutii din plastic de la Pepco. Pe aceasta mare am dat 27 de lei și pe acestea două mici 10 lei. Sincer, aici aveam două cutii în locul acesteia, așa că am compactat spațiu și am reușit să bag și astea două în plus și mai am loc aici. Dar am fost la JIS și a fost ceva reducere și am luat cutia aceasta și aceasta mare. Pe asta am dat 13 lei, dacă nu mă înșel, 13,50 lei. Și, sincer, e mai mare decât cele de 10 lei. Acele au 33,8 pe 18,8 și 9,7. Iar asta are 32 ori 25 ori 19. Deci 9 litri intră în ea. Așa că mă gândeam. Iar asta cred că e cam aceeași dimensiune ca și cealaltă. 42 pe 33 pe 21. Nu, e mai mare decât cea de la Pepco. Aceea, asta este de 39,5 cu 39,5 și cu 27. Deci are 32 de litri. Oh, și asta 20. Cum vine? Da, cred că este puțin mai mică. În fine, eu am luat-o cu gândul că voi înlocui și aceste două cutii și mă gândeam să intre aici și intră. Uhu. Așa că o să înlocuiesc și chestiile alea acolo. Și pe 12 iunie iese Jean de la BTS din armată. Yuppie, să avem iar live-uri. Așa că mă gândeam să fac acele colaje cu Jean. Și am scos niște chestii de pe Pinterest, din care am decupat doar imaginile acelea cu Jean și am scos și cuvinte și am scos mult mai multe chestii, tot felul de imagini pe care vreau să le decupez și o să văd cum le pun în colaje, în ceea ce vreau să fac. Sincer, încă n-am idee ce vreau să fac. Mi-am scos toate
chestiile acelea pe care le aveam. Ce stai așa? Am scos destul de multe chestii. Și nu numai cu Jin și cu BTS. Și după cum ați văzut, am primit anul trecut acel bilet de la o prietenă care a fost la concertul acela cu Yet to Come și mă gândeam să-l incorporez și pe ala în ceva, să văd în ce. Dar da, aș vrea să decupez și astea și mai am niște chestii. Astăzi vreau să fac multe lucruri. O să vă și că reușesc să vad din ele. Începusem să fac niște chestii cu urșii aceia de la Zoo Madrid. Mi s-au cam desfințat toate. Și îi unisem eu într-o chestie așa, dar s-a desprins și deja începusem să-i desenez. Sper să și vedeți. Și încă nu i-am terminat. Mai am pui și pe mama. Dar sper să-i termin de desenat astăzi, ca mâine să mă apuc să-i și colorez. Și mai luasem eu cu mine ceva? Nu. Da. Și am de făcut și niște videoclipuri pentru TikTok, deci am de lucru astăzi, nu glumă. Am reușit, nu știu cât va sta ea prinsă, dar vreau să închid geamul și să o presesc cât de cât, să vedem. Toate acrilicile și acuarelele le-am pus într-o singură cutie, în aceasta mare. Și acum mai am una singură în care am pus culorile și pensulele, da, creioanele colorate și pensulele. Dar mai am această cutie și mă gândeam să pun în ea creioanele colorate. Cred că îmi place mai mult cum arată cu aceste cutii transparente, pentru că și văd ce este înăuntru. Așa că mă gândesc să mai cumpăr câteva și să pun cam tot ce am, ca să știu exact ce este în fiecare cutie. Ca aici nu văd nimic și nici nu știam că am aceste culori. Uitasem!
Până la urmă am pus și pixuri și creioane ce mai era pe aici și gumele acestea. Mai trebuie să mai îmi iau astfel de cutii și poate și mai mici ca să îmi încapă și alte chestii, pentru că mi se par foarte practice, vezi tot ce este în ele și poți să știi ce ai acolo. Am pânza aceasta pe care tot vreau să fac un peisaj de toamnă. Am și peisajul, am tot ce trebuie, dar timp și chef să mă apuc de ea nu am. Este foarte mare, este un 70x100 și o tot trambalez și o scot din atelier de câte ori intru aici, așa că m-am gândit să o bag acolo. Am mascat până la urmă cele două rafturi, dar oricum o să văd unde va sta această pânză după ce o voi picta, pentru că este foarte mare și atelierul meu foarte mic. Este o problemă, dar deocamdată va rămâne acolo și chiar îmi plac cutiile acelea transparente, așa că mă gândesc să mai iau ca să schimb și acolo și eventual și sus, pentru că mi se par foarte practice. Nici nu știam că am atât de multe lucruri de culori și pensule și creioane și tot felul. Măcar așa le văd. Bună și bine ați revenit într-o nouă zi de vlog. Aseară am reușit să termin acest desen și am șters și liniile, dar nu am mai făcut absolut nimic pentru că a venit o furtună groaznică și tot balconul s-a umplut cu apă, așa că n-am avut curaj să mai ies afară. Iar astăzi nu m-am simțit chiar foarte bine și atunci când nu mă simt bine, nu fac absolut nimic decât mă uit la filme. E o nouă metodă pe care am găsit-o eu. Așa că profesoara mea de pictură îmi zicea că și atunci când nu putem să facem, dacă facem 20 de minute, este perfect. Așa că acum este 4 jumate și am intrat să încep să desenez ceva, să colorez acest desen de fapt. Mi-am pregătit și culorile și mâine o să plec la Pitești, deci nu știu ce voi mai filma acolo, așa că sper să reușesc să fac măcar acest daily vlog. Am terminat lucrarea aceea cu pasărea pentru finalul de an și o să vă las o poză să vedeți cum a ieșit. Se cheamă Safe Hands. De obicei aceste lucrări rămân la școală, dar prin toamnă așa cred că le putem răscumpăra.
Așa că poate din toamnă o să fie pe site, dacă doriți să vedeți ce lucrări sunt acolo, o să fie disponibilă doar din toamnă. Despre rândunele, după cum ați văzut, le-am făcut curățenie și singura familie care a mai rămas este, după cum m-am gândit, puiul care anul trecut nu a vrut să plece din cuib și care le-a dat peste cap toate planurile părinților lui, așa că anul ăsta întindeam rufe și s-a prins de perete, deasupra ferestrei. De obicei așa făcea de fiecare dată când mă vedea că întind rufe când eram mic și după ce învățase să zboare, și se prindea pur și simplu de polistiren și stătea acolo și se uita la mine. Așa a făcut și anul ăsta, așa că de-aia l-am recunoscut. În general, niciunul din lăstun nu făcea așa ceva. Așa că acum este cu perechea lui și cred că au ceva ouă sau ceva, că sunt foarte protectori cu cuibul acela lor. Dar sper să fie puiuți anul ăsta, măcar un puiuț. Însă sunt foarte cuminți. Asta este update-ul lăstunilor. Îmi pare rău că nu am mai multe familii și că și ceilalți au plecat, dar mă mulțumesc și cu ei. Dar da, furtuna de noaptea trecută m-a făcut să fac curat acolo sub cuibul lor și vom vedea că văd că și acum este norat, deci nu se știe. Dar acum o să mă apuc de această lucrare, să văd cât pot face din ea. Sunt și eu curioasă. Poate am chef mai mult de lucru de 20 de minute.
Doar atât am reușit să fac în cam 3 ore de lucru. Încă nu știu exact unde voi merge cu lucrarea și ce voi mai face pe lângă, dar mai am oricum destul de mult de lucru. Dar măcar am făcut ceva. Aici mi-am pregătit, vreau să vedeți câte lucrări mi-au eu să fac acasă. Sunt curioasă și câte voi face. Cel puțin în creion aș vrea să le fac pe acestea. Acestea sunt pentru carte, care, sincer, sper să măcar să termin desenele anul acesta. Asta e marea mea speranță. Dar aceștia sunt urși din Pairidaiza, care vor pleca anul acesta în China. Și pozele cu ursuleții din Madrid. Și vreau să mai iau aceste lucrări. Lucrări. E mult spus lucrări. Aceste hârtii am pus culoare pe ele din ce mi-a rămas atunci când am pictat pasărea. Și ca să nu arunc culorile, am pus pe aceste hârtii și mă gândeam să fac ceva cu ele pentru jurnalul acela de artă. Dar o să vedem, că am în plan multe chestii de făcut acasă, o să văd și ce pot să fac. Deci, da, vom vedea săptămâna viitoare.